Salutare! În episodul ăsta o să vă învăț să faceți niște absolut fenomenale frigărui din pulpă de pui dezosată și fără os. Bine ați venit la Farfurii Curate, un nou episod în care încercăm să facem dreptate puiului românesc. Pui de familie bună de la familia Safir. Stați cu mine! Dacă vrei să faci frigărui din pui, îți recomand cu mare drag să iei pulpe de pui pentru că sunt mai fragede și pentru că au grăsime, spre deosebire de piept, de exemplu. Așadar, pulpe de pui, fără piele, fără os, tăiate în bucăți și puse la marinat. Cu ce le marinezi? Păi, le marinezi cu sare, chimion, turmeric, boia afumată, zatar, sumac, muștar clasic, un sos de ardei iute care poate fi și sriracha, piure de leurdă sau de pătrunjel sau de busuioc sau de orice plantă verde și iaurt. Amestecate toate împreună, apoi o frământare lejeră, dar hotărâtă și apoi toată carnea înșirată pe țepușe. Mai am o recomandare pentru voi, de fapt două. Prima, puneți carnea pe țepușe imediat ce ați terminat masajul cu marinadă. Nu de alta, dar deja aveți o mână murdară. A doua, îndată ce ați terminat de pus carnea pe țepușe, puneți frigăruile în frigider pentru 2-3 ore sau peste noapte, pentru ca marinada să acționeze foarte bine. Pe de altă parte, nu se întâmplă nimic rău nici dacă puneți frigăruile pe grătar îndată ce le-ați terminat de alcătuit. Dacă nu aveți grătar, puteți să le gătiți și în cuptorul încins la 230 de grade Celsius cu funcția grill pornită. De bună seamă, le puneți într-o tavă pe foaie de copt. Drept acompaniament pentru aceste minunate frigărui din pulpă de pui, am făcut o salată din ceapă, din soiul eșalot, amestecată cu pătrunjel tocat foarte mărunt, zeama dintr-o lămâie, puțină sare și, de bună seamă, o lingură de sumac, frământate toate bine împreună, dar nu cu brutalitate, pentru că, noi așa, nu vrem să zdrobim ceapa. Vrem ca ea să rămână cât de cât întreagă, crocantă și proaspătă. Asta e tot, vă mulțumesc că v-ați uitat, să fiți sănătoși!